Citire din Faptele Apostolilor. În zilele acelea, Ștefan, plin de har și de putere, făcea minuni și semne mari în popor. S-au ridicat însă unii din sinagoga zisă a liberților, a cirenenilor și a alexandrinilor, împreună cu unii din Cilicia și din Asia, ca să-l înfrunte pe Ștefan, dar nu puteau ține piept înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el. Auzind acestea, fremătau de furie în inimile lor și scrâșneau din dinți împotriva lui. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, privind țintă la cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus, stând de-a dreapta lui Dumnezeu și a zis, Iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu. Atunci, ei au început să strige cu putere, și-au astupat urechile, s-au năpustit cu toții asupra lui și, scoțându-l afară din cetate, au început să-l bată cu pietre. Iar martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul. În timp ce îl băteau cu pietre, Ștefan striga către Domnul zicând, Doamne Iisuse, primește sufletul meu. Cuvântul Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu. În mâinile tale, Doamne, îmi încredințez sufletul. Îmi încredințez sufletul. Fii pentru mine stâncă de apărare și cetate întărită ca să mă mântuiești, căci stânca mea și cetatea mea ești Tu, pentru numele Tău povățuiește-mă și mă călăuzește. În mâinile Tale, Doamne, îmi încredințez sufletul. În mâinile Tale îmi încredințez Duhul. Tu mă răscumperi, Doamne, Dumnezeul adevărului. Mă voi bucura și mă voi veseli de îndurarea Ta, căci ai privit la umilința mea. Scapă-mă din mâna dușmanilor mei și de cei care mă prigonesc. Fă să strălucească fața Ta peste slujitorul Tău. Mântuiește-mă în îndurarea Ta. Aleluia! Binecuvântat este Cel care vine în numele Domnului. Domnul este Dumnezeu și ne luminează. Aleluia! Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, Iisus i-a trimis pe cei 12 poruncindu-le, Luați seama la oameni, căci vă vor da pe mâna sinedriilor și vă vor biciui în sinagogile lor, și veți fi duși înaintea cârmuitorilor și a regilor din pricina mea, ca mărturie înaintea lor și a păgânilor. Iar când vă vor da pe mâna lor, nu vă îngrijorați cum sau ce veți vorbi, căci vi se va da vouă în ceasul acela ce să vorbiți, fiindcă nu voi sunteți cei care vorbiți, ci Duhul Tatălui vostru e Cel care vorbește în voi. Va da frate pe frate la moarte și tată pe fiu, și se vor scula copiii împotriva părinților și îi vor ucide, și veți fi dușmăniți de toți din pricina numelui meu. Însă cel care va rămâne statornic până la sfârșit, acela va fi mântuit. Cuvântul Domnului. În cuvântele Sfintei Evanghelii se însertă nouă păcatele noastre. Lăudați să fie Iisus Hristos. Iubiți credincioși, continuăm sărbătoarea Crăciunului cu sărbătoarea
primului care și-a dat viața pentru a mărturisi că Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Cel trimis de Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. Îl celebrăm astăzi cu întreaga Biserică Catolică pe Sfântul Ștefan, primul martir, primul diacon martir, primul care a pecetluit cu sângele său mărturia pentru Iisus. Ștefan, dacă ar fi să traducem, înseamnă coroană, că într-adevăr, coroana martirului i s-a potrivit foarte bine după ce a primit putere de sus și har ca la timpul potrivit în fața persecutorilor săi să dea răspunsul cel potrivit. Răspunsul care i-a lăsat și pe aceștia un pic năuciți așa. Cum să răspundă un om de felul acesta după mintea lor aceste blasfemii? Coroană așadar Sfântul Ștefan. Și vă propun în continuare să ne gândim la un aspect, și anume, tot mai mulți oameni privesc în gol, adică privesc fără să aibă un obiectiv pe termen lung, adică pentru veșnicie, privesc ca și cum nu ar avea un sens. Sărbătoarea nașterii Domnului ne învață pe noi toți să ne orientăm privirea spre cele cu adevărat importante. Dacă omenirea nu știe să privească în jos spre iestea din Betleem în care s-a născut Mântuitorul, nu poate să înțeleagă spre cine privea Ștefan atunci când a văzut cerurile deschise și pe Fiul omului, pe Fiul lui Dumnezeu, stând la dreapta Tatălui. Iisus este acela, pruncul din Betleem, este acela care ne învață să ne purificăm privirea lăuntrică. Este acela care ne învață să nu mai privim în gol, să avem sens, să privim totul cu demnitate și să nu ne limităm doar a privi în jos, pentru că același Iisus care s-a născut la Betleem este același care s-a înălțat la cer și ne-a învățat încotro trebuie să se îndrepte ochii noștri dacă vrem cu adevărat să avem un sens în viață, dacă vrem să avem cu adevărat, să simțim cu adevărat chemarea în viața noastră de a fi oameni pe deplin. Iisus născut la Betleem. Și după numele lui Ștefan, aș vrea să vă propun în continuare să ne gândim care sunt acele lucruri care ne ajută sau ne încurcă să privim în gol și acele lucruri care ne ajută să privim în sus. Coroană, spuneam că este traducerea lui Ștefan în limba noastră. Cu cât oamenii se încoronează mai mult, cu cât coroana pe care o poartă oamenii pe capul lor este o coroană mai grea, adică cu cât lucrurile în care își pune omul încredere sunt mai pământești, cu atâta privirea este mai în jos. Nu ne lasă să ne ridicăm privirea, o coroană grea. Haideți să ne gândim la atâtea ambiții prostești care îngreunează viața oamenilor, care efectiv îi tâmpesc pe oameni. Gândiți-vă la atâtea preocupări inutile care țin de orgoliul personal. Gândiți-vă la atâtea preocupări de a fi mare, puternic, de a domina, de a conduce. Atâtea răutăți inutile, atâtea lucruri care nu ne fac bine și ne încoronează și ne ajută să privim în jos. Nu ne lasă să privim în sus. Sfântul Ștefan este acela care a înțeles că cea mai adevărată coroană este coroana de spini a lui Iisus, aceea care ne eliberează, aceea care ne ajută, nu ne îngreunează deloc, ci ne ajută să privim în sus, spre viața veșnică. Este acea coroană care a dus-o mai întâi Mântuitorul nostru,
cu rana păcatelor noastre. Și dacă privim spre Mântuitorul, vom putea înțelege cum putem obține această ușurință sufletească de a privi spre lucrurile cu adevărat importante. Sigur că uneori ne mai înțeapă această coroană, pentru că înțeapă orgolul nostru, pentru că deranjează uneori ambițiile și preocupările noastre inutile, dar această coroană ne ajută cu adevărat să privim în sus și numai astfel putem înțelege ceea ce a văzut Sfântul Ștefan pe care îl celebrăm astăzi, și anume pe Fiul omului stând la dreapta lui Dumnezeu în ceruri. Iubiți credincioși, vă propun ca pentru această zi în care îl sărbătorim pe acest martir să ne gândim mai mult la ceea ce a văzut el. Nu poate să vadă ceea ce a văzut el decât cel care îl îmbrățișează pe pruncul de la Betleem împreună cu crucea de pe Calvar. Ceilalți nu au văzut, doar Ștefan a văzut cerurile deschizându-se și pe Fiul omului stând la dreapta lui Dumnezeu. Ceilalți ce au făcut? I-a păsat coroana lumii și au început să strige împotriva lui. Fremătau de furie în inimile lor, scrâșneau din dinți împotriva lui. Dar Ștefan era liber în fața tuturor acestora. Ștefan se simțea în siguranță, pentru că mai departe citim în Evanghelie, în Faptele Apostolilor, Ștefan a strigat către Domnul, nu spre ei, nu a strigat spre ei să vă bată Dumnezeu, să aveți parte de o soartă ca a mea sau așa mai departe. Nu a strigat astfel spre aceștia, ci a strigat spre Dumnezeu gândindu-se la mântuire și a spus: Doamne Iisuse, primește sufletul meu. Asta înseamnă a fi sfânt. Iar sfinții ne învață cu adevărat care sunt lucrurile cu adevărat importante. Cei care nu cred sunt deranjați de viața celor care cred. Așa cum ne spune Iisus în Evanghelia de astăzi: vă vor da pe mâna sinedriilor, vă vor biciui prin sinagogile lor, veți fi duși înaintea cărmuitorilor, a regilor, ca mărturie înaintea lor și a păgânilor. Iubiți credincioși, cel care crede, nu este ușor să creadă, dar cel care crede este un om liber. Cel care crede de multe ori este ca o zgrietură așa pe conștiința celor care nu cred. De ce? Pentru că viața lor nu este la fel cu a celorlalți. Viața lor este diferită. Viața lor este o viață conform cu voința lui Dumnezeu, o viață care aduce libertate, o viață care aduce acea libertate adevărată la care ne-a chemat Mântuitorul nostru. Pe când ceilalți se limitează la pământ, nu-i mai interesează nimic, îi interesează doar să aibă, îi interesează doar să domine pe ceilalți, cum să-i pedepsească și așa mai departe. Răutăți gratuite care nu-i lasă să privească în sus. La sfârșitul acestei predici vă invit pe toți să îndreptăm ochii sufletului în sus, pentru că Iisus a născut pentru noi și ne ajută să ne simțim liberi, să privim spre El. Lăudați să fie Iisus Hristos! Să-i mulțumim Domnului pentru mărturia Sfântului Ștefan, primul martir, care, asemenea lui Hristos, a murit iertându-i pe ucigașii săi. Să ne rugăm: Doamne, fă din noi martorii cuvântului Tău. Doamne, fă din noi martorii cuvântului Tău. Pentru ca Biserica să mărturisească fidelitatea ei față de Hristos și în persecuțiile, luptele și sfidările la care este astăzi supusă, să ne rugăm: Doamne, fă din noi martorii cuvântului Tău. Pentru ca diaconii, după exemplul Sfântului Ștefan, să vestească lumii că în mijlocul morții persistă viața, în mijlocul minciunii adevărul, în mijlocul întunericului lumina. Să ne rugăm. Pentru ca fiecare om care caută și suferă din cauza adevărului să poată simți, asemenea Sfântului Ștefan, prezența lui Dumnezeu și a Duhului Său, să ne rugăm.
pentru ca noi, cei prezenți la Sfânta Liturghie, să conștientizăm că suntem membre vii ale trupului lui Hristos, să ne rugăm. Pentru ca întreaga noastră comunitate să depășească orice diviziune și neînțelegere, să ne rugăm. Dumnezeule, care în Sfântul Ștefan ne-ai dat un semn al milostivirii tale, transformă viața noastră pentru a putea fi în lume făuritori ai fraternității și ai păcii, așa te rugăm, prin Hristos, Domnul nostru. Amin.